Bună! Vreau să vă prezint un produs care nu îmi lipsește niciodată din atelier. Este vorba despre vopseaua Chalky, o vopsea cu cretă pe bază de apă, non-toxică. Are un miros foarte, foarte plăcut. Mie mi se pare că miroase a flori. Nu aș putea spune de care, dar parcă te afli așa într-o florărie. Este o vopsea cu uscare rapidă. O să vă arăt și ce consistență are. Nu doar că se usucă foarte rapid, dar se întinde și foarte, foarte uniform pe orice suprafață. Este o vopsea destinată tehnicii șabi. Se aplică, în general, în tehnica șabi se aplică cu un penson special, dar se poate aplica și cu burețelul. Eu tocmai decoram ceva, vopsisem ceva cu această vopsea și m-am gândit să vă arăt cât de frumos se lucrează cu ea. Se găsește atât la cantități mari de 750 ml, cât și la cantități mai mici, dacă doriți să o testați, de 250. Dacă sunteți începători, este recomandat să testați întâi, să vă luați la cantități mai mici. Haideți să vă arăt. Eu am aici o cutie pentru șervețele, pe care deja am aplicat gesso, am aplicat un strat de vopsea Chalky și pentru că nu îmi place și vreau să fie mai albă, o să mai aplic un strat de Chalky cu burețelul, într-un strat foarte, foarte subțire. Pentru că apoi această cutie va fi decorată cu un motiv floral. Se începe dintr-un colț și treptat înaintați până reușiți să acoperiți întreaga suprafață pe care o aveți de vopsit. Nu știu cât se observă, fiind alb pe alb. Uitați cât de frumos se întinde. O să vă fac o demonstrație și pe o bucată de MDF, ca să vedeți ce acoperire bună are. Am pregătit aici o plăcuță, la fel, cu un burețel. Șterg foarte bine de buza cutiei de vopsea și încep să aplic. Fac acest lucru ca să vedeți ce aderență bună are și ce acoperire. La unele lucrări e necesar să aplicăm două straturi, la altele trei, patru, depinde ce avem de făcut și de lucrat. Uneori chiar și cinci. În funcție de obiectul pe care îl decorăm. Uitați cât de frumos arată și cât de frumos s-a întins pe această suprafață. Dar neapărat înainte de a aplica Chalky, este obligatoriu să aplicăm gesso. Asta am explicat într-un videoclip anterior. Ce pot eu să vă mai spun despre această vopsea Chalky e că e o vopsea catifelată, are un finisaj mat, acoperirea este ridicată și înainte de fiecare strat aplicat se șlefuiește ușor pentru ca suprafața finală să fie cât mai mătăsoasă, cât mai catifelată, cât mai fină, pentru ca rezultatul final să fie cel pe care îl așteptăm. Aproape am terminat, mai am puțin într-un colț de cutie, dar vreau să vă spun că pe suprafețele de lemn se recomandă neapărat șlefuirea între straturi. Să țineți cont de acest fapt. La final poate fi protejat cu lac, cu ceară, în funcție de lucrarea pe care o avem în lucru. Calitatea
este excelentă și vă spun acest lucru după o experiență de 6 ani. De 6 ani lucrez cu aceste produse. Se găsesc la vânzare și în magazinul Agnes Design de pe strada Vârnau, din Botoșani, unde eu am atelierul. Dacă sunteți artizan avansat sau începător sau doriți să cochetați cu această tehnică, tehnica decupajului, vă aștept cu drag un atelier de unde puteți să vă achiziționați toate produsele necesare pentru a începe un business în domeniul handmade. Am reușit și am acoperit întreaga suprafață, așa arată. Este extraordinar de fain. Iubesc pur și simplu această vopsea. O zi minunată să aveți!